căci nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele credincios. Aminte, dacă da fi fost așa, copiii ar fi necurați. Apoi când acum, dacă unul dintre ei sunt sfinți, sunt pocăiți și copiii sunt sfinți, slăviți să fie Domnul. Dar sfințirea asta, ei, până când Dumnezeu și că bate la ușă și zice, iată, eu stau și bat. Dacă cineva aude glasul și deschide, voi intra și voi cina cu el și voi rămâne în casa lui și Dumnezeu va fi stăpânul meu și Dumnezeu va fi stăpânul tău și apoi chiar dacă stai lângă Dumnezeu, nu ai de ce să te temi pentru că Dumnezeu este puternic, slăvit să fie Domnul. Amin, frații mei? Amin. Dar numai dacă cei, unul dintre ei, dacă ei sunt credincioși, ălalalt, dacă încă nu, ei nu sunt mântuiți, sunt sfinți până la o vreme. Domnul să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi, iubiții mei, frați și surori, am stat și m-am gândit în această seară ce cuvânt să aduc. Și eu vreau să rămân la cuvântul care l-a citit fratele meu, Petrea. Habacuc, capitolul 1, este, știu că este târziu, dar nu vă țin mult nicio. Doamne, nu ești Tu din veșnicie Dumnezeu, Sfântul meu? Nu va muri! Doamne, Tu ai ridicat poporul acesta ca să-ți împlinești judecățile Tale? Tu, stânca mea, l-ai ridicat ca să dai prin el pedepsele Tale. Noi de multe ori, frații mei, noi de multe ori atâta ne mult de când ne clătinăm, așa cum spunea fratele nostru, dar știi când ar trebui noi să ne clătinăm? Și vă spun, atunci ar trebui să te clătin când vezi că credința ta nu este bună. Când vezi că credința ta este slabă, atunci, da, într-adevăr, este momentul și este timpul să te temi. Sau dacă vezi că ceva din interior tău, dacă vezi că tu ești un om care ești conștient că tu ai greșit, că ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu, atunci, da, într-adevăr, teme-te, pentru că Dumnezeu, ceea ce tu vezi că o trimis peste tine, Dumnezeu vrea să te pedepsească. Dumnezeu vrea să mă pedepsească. Și tu nu trebuie să mergi să întrebi pe proroci de ce mi se întâmplă asta. Tu nu trebuie să mergi să întrebi pe Dumnezeu de ce mi se întâmplă, Doamne, asta. Pentru că tu și eu știi sigur de ce Dumnezeu face lucrul acesta. Ce credeți voi că copiii care sunt în casă, care sunteți părinți, oare ei când îi pedepsiți voi, când îi pedepsim noi părinții, ei nu știu de ce îi pedepsești? Că dacă ei n-ar ști, înseamnă că noi am fi niște părinți foarte răi. Dacă noi pedepsim copiii și copilul nu știe de ce, noi suntem niște părinți răi, frații mei. Pentru că copilul trăiește în frică de tine și nu știe de ce este frică, mă. Eu de fac ceva, de nu fac nimica, tatăl meu tot rău este cu mine. O, Doamne, Doamne. Este așa sau nu este așa, frații mei? Dar dacă copilul știe, mă, dacă tatăl meu vede că eu fac rău, tatăl meu mă pedepsește. Dar dacă tata vede că eu sunt cu minte, tata când merge la oraș, întotdeauna vine acasă și îmi dă ceva. Îmi aduce ceva. Și vorbește frumos cu mine. Păi atunci, nu așa stau lucrurile și cu Dumnezeu? De aceea noi știm când Dumnezeu vrea să-ți pedepsească, pentru că voi spuneați înainte, Dumnezeu pedepsește pe cine iubește, slăvit să fie Domnul. Spunea fratele meu aici despre această femeie, Ieroboam. Al lui Ieroboam, i-a venit înaintea acelui proroc. Deși prorocul acesta nu mai avea putere să vadă bine, nu mai slăbise vederea. Dar Dumnezeu îi slăbește vederea? Nu. Dumnezeu a văzut și i-a zis, ei, ascultă, vezi că este una care imediat îți deschide ușa? Și asta, și ce? Nu e aia care îți dă și vine și îți vorbește. Că asta îți dă altă femeie. Dar e aia, știi? E aia. Își fă făcut cunoscut, iaia, nevasta lui Ieroboam. Și când a intrat acasă, în casă nu el i-a vorbit, că i-a vorbit Dumnezeu prin ea, femeie. De ce vrei să fii alta? Omule, și eu, și tu, și fiecare dintre noi, de ce vrei să fii altul când ești în prezența fraților? De ce vrei să ai o mască când ești în prezența fraților? Și acasă, și în servici, și în piață, și oriunde ești. Și poate când ești în adunare, nici nu poți să te uiți către soția ta sau soția să se uite către tine. Și nu vă puteți primi unii pe alții. Ai milă, Doamne. Și nu te poți uita la fratele, la sora, și sora la fratele, sau invers, cum vreți voi. De ce ne dăm drept alții?
Ai milă, Doamne. Și știți ce a spus Dumnezeu? Dumnezeu a văzut, zice, este singurul care este bun. Ăsta copil e singurul care e bun, dar îl iau acasă. Îl iau acasă. De aceea picioarele tale cumva pe și încetate, copilul acesta, pentru că ai venit să întreb, el va muri. Dar nu va muri copilul, pentru că copilul este ca voi. Copilul Dumnezeu l-a iubit, slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. De aceea, frații mei și surorile mele, să avem grijă când stăm lângă Dumnezeu. Când venim înaintea lui Dumnezeu, când suntem în prezența fraților, așa ne cunoaște Dumnezeu și vine Domnul și se uită lângă tine. Vreau să trebuie aici că Dumnezeu să vină, Doamne, intră prin terenul. Dumnezeu nu intră prin terenul, Domnul treabă cu rândurile. Că Domnul are treabă cu inima noastră. Slăvit să fie Domnul. Și vine Domnul și uite să stăm la... Romii, mă, dar tu nu ești ăsta ce faci aici. Tu nu ești așa cum strigi aici. Tu nu ești așa cum cânti aici. Tu nu ești ăsta ce vorbești aici, mă. Tu nu ești așa. Că tu nu mai blesteme, tu nu mai lucruri urâte. Tu nu mai lucruri de acestea. Și poți spune Domnul la fiecare de aici care... Care știe Domnul care cum e inima fiecăruia. Și cum ne putem da drept alții? Că pe așteptăm binecuvântări și de unde binecuvântări, frații mei? Că nu, fratele, nu, fratele, nimeni nu dă binecuvântarea. Că o dă El, Hristos, slăvit să fie numele Lui. El îți dă binecuvântarea. De-aia când vine aintea Lui, fie așa cum ești. Și dacă cumva știm că Domnul ești așa slab și că ai greșit și că ai păcătuit, Doamne, vine înaintea ta. Dacă femeia asta vine în casă și zicea, uite, am greșit, uite ce a făcut soțul meu, uite ce s-a întâmplat, rogă-te. Eu cred că Dumnezeu îi vorbea altfel. Sunteți de acord, frații mei? Dumnezeu îi vorbea altfel. Slăvit să fie Domnul. Mai era un om aici că spunea fratele nostru despre acest împărat. Măi, împăratul ăsta visează visul și vine omul lui Dumnezeu și spune visul. Și cine spune, auzi, cine împărat, uite ce spune lucrurile care cum la visul lui, că nu este timpul, dar zice un lucru, pune capăt. Pune capăt și spune Domnul ție și spune Domnul mie, pune capăt fățărniciei tale. Pune capăt lucrurile acestea a fi alt om decât ești, că tu asta ești și asta sunt și Domnul te cunoaște. Pune capăt și Domnul care este bun, Domnul poate să schimbe și Domnul poate să... O pus capăt. O pus capăt împăratul, frații mei. N-a pus capăt. Că a trebuit să ajungă, cum spunea fratele meu aici, a trebuit să ajungă împăratul acesta, pentru că trebuie să ajungă în pustie, trebuie să ajungă acolo și să înlude roaua și să-i crească așa cum au spus aici. Toate lucrurile acestea să fie ca niște animale. De ce? Pentru că n-au ascultat porunca lui Dumnezeu. Dar când asculți porunca lui Dumnezeu, răul care Dumnezeu l-a pus să-l faci în dreptul tău și în dreptul meu, Dumnezeu spune că schimbă. Schimbă Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și Dumnezeu spune, gândul care mi-am pus să-l fac rău, nu-l mai fac. Și în loc de rău, am să-i fac bine. Slăvit să fie Domnul. E mare Dumnezeu, frații mei. Amin. E mare Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Amin. De aceea noi când venim în casa lui Dumnezeu, să fim așa cum El ne cere și să nu ne dăm, să nu ne dăm drept alții. Și să fim oamenii care Dumnezeu ne cere. Amin. Și auziți aici. Dumnezeu ne spune așa cum spunea fratele meu aici. Noi de multe ori, noi știm că avem un Dumnezeu mare. Și acest Dumnezeu al nostru lucrează așa cum vrea El întotdeauna. Gloria Lui. În Sfânta Evanghelie găsim scris aici pe paginile Sfinte Scripturi și foarte repede vreau să trec. Despre poporul acesta, dacă fratele meu vorbea despre poporul acesta, vreau să continui și să vorbesc câteva cuvinte despre acest popor al lui Dumnezeu. Doamne. Poporul acesta al lui Dumnezeu. Acum vreau să spun că Dumnezeul acesta care este aici, care l-a auzit ce a făcut pentru poporul acesta, Dumnezeul acesta este și Dumnezeul tău și este și Dumnezeul Amen. Meu. Noi de multe ori ne temem când vedem când trecem prin suferință, dacă avem o boală, spune mă, dacă auzim pe cineva care a fost o boală și dacă ăla care a fost bogat, ăla care a avut bani, dacă ăla nu a scăpat de boala asta, că a avut și relații și a avut și cunoștințe, a, păi cum ai scăpa eu, că sunt un
om sărac, că sunt om care n-am bani, că mă duc acolo și n-am nici relații, n-am nimica. Cum ai scăpa eu de boala asta? Frații mei, dacă vorbim așa, să știi că cu adevărat nici nu vom scăpa. Nici nu vom scăpa! Că tu ești un om deosebit și eu sunt un om deosebit. Îl amăs cu banii lui, omăs cu relațiile lui, omăs cu cunoștințele lui, dar nu l-a avut pe Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și tu poți să mergi fără bani, tu poți să mergi fără relații, că și cu tine este Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Și-o trimis Sanherib, împăratul ăsta Siriei, o trimis vorbă să spună împăratul Israel al Iuda, să-i spună, uite, care Dumnezeu pe care i-ai văzut că eu am luptat împotriva lor? Au putut să scoată și să mă biruiască pe mine, că pe toți i-am ucis, pe toți i-am nimicit. Zi-mi un Dumnezeu care a scos vreun popor din mâna mea. Și apoi crezi tu, Ezechia, că tu vei putea să faci. Nu vă lăsați înșelați, voi spunea la popor. Nu vă lăsați înșelați de vorbele lui Ezechia, că ăsta vă duce în rătăcire. Dar oare ce Dumnezeu avea Ezechia? Ce Dumnezeu avea el, frații mei? Ce Dumnezeu avem noi? Ce Dumnezeu? Și auziți așa? N-ascultați de Ezechia care vă măgește, zicând, 2 Împărați, capitolul 18, zicând, oare Dumnezeu neamurilor au izbăvit ei fiecare din țara lui, din mâna împăratului Asiriei? Unde sunt Dumnezeii Hamatului? Și întreabă. Și vine și dracul uneori, că nu mai spun așa, parcă, că îi spun direct. Vine și diavolul și dracul și spune, bă, păi tu ai văzut că ăla nu a scăpat. Tu ai văzut că ăla nu a avut șansă. Păi cum crezi tu că scapă din cazul ăsta? Păi cum crezi tu că scapă din încurcătura asta? N-ai nicio șansă. Dacă n-a scăpat ăla, tu nici așa nu-i scăpa. Și auziți aici, care? Și poporul ce-a făcut, spune aici, să de multe ori să tăcem. Când vedem că vine dracul și vine să te împungă, să te facă să vorbești. Poporul a tăcut pentru că poporul a fost învățat să tacă când vine vrăjmașul. Poporul a tăcut și dacă a tăcut poporul, a venit Dumnezeu că ăștia au trimis la poporul Domnului și au trimis Dumnezeu. Și apoi când vorbește Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Și a auzit așa, nu te speria de cuvintele care le-ai auzit. Când îți spune Domnul așa, apoi să te sperii? No. Să te sperii de ce boală ai, ce spune doctorul că ce boală ai? Să te sperii că spune doctorul că mai ai câteva zile și mori? No. Să te sperii că vezi că în casă te rogi de multe ori pentru ceva și vezi că în loc să se tâmpească, să se repare, să vezi că se strică, să te temi când îți spune Domnul că m-a purtat de griji? Doamne, dar pentru asta trebuie să ai credință. Că dacă ai credință, răul care îl vezi în față, Dumnezeu îl schimbă și îl face bine. Amin. Amin, frații mei. Amin. Este valabil și pentru fiecare dintre noi. Amin. Când Domnul vorbește, să știți ceva. Când Domnul vorbește, El tot ce vorbește se împlinește. Slăviți să fie Domnul. Și spune așa, nu te speria. Nu te speria de cuvinte care le-ai auzit. Pentru că s-a auzit aici că nu citesc mai mult. Să Domnul va face să cadă ucis de sabie. Și trimite iar Ezechia, că diavolul vine din nou, când Domnul vine și vorbește și te sfătuiește și te întărește. Mă, am fost la rugăciune și de vorbit Domnul și așa m-a întărit, slăvit să fie Domnul. Și apoi are grijă diavolul, că te-a auzit. Și vine diavolul din nou, știi? Hai să văd, am întărit, dar ești tare! Că vine din nou împăratul și spune așa, a doua oră vine din nou și zice, să nu te înșele Dumnezeul tău, în care te încrezi când Ierusalimul nu va fi dat în mâinile împăratului Asiriei. Bă, ce cuvinte, acum el era și tu și eu când îți vorbește Dumnezeu, acum tu de cine asculți? În cine te încrezi? Te încrezi în ce zice Dumnezeu sau te încrezi în ce zice omul? Băi, fraților, chiar dacă vedem munții că se clatină sus, chiar dacă vedem valurile, orice furtună, că vine peste noi și noi cu ochii ăștia, nu vedem izbăvirea. Dacă Dumnezeu zice că e de partea ta, păi Domnul e de partea ta, slăvit să fie Domnul. Și apoi nu te gândi tu cum Domnul te scapă.
Nu te gândi tu ce soluție are Dumnezeu? Că el, soluția e la el și o vezi în momentul în care Dumnezeu îi spune. Când a fost poporul acolo în mare, când fața apei, o știu ei ce-o spus Domnul. Stați acolo, nu vă temeți. Că pe ăștia care îi vedeți în spatele vostru, ăștia nu-i mai veți vedea. De ce? Că ăștia vor pieri. Păi cum, Doamne, că noi trecem pe aici și pe aici trec și ei. Că tu când ridici apile, păi dacă trec și ei pe acolo. A fost așa cum au gândit ei? Pe apile alea care le-au ridicat Domnul, alea s-au lăsat înapoi peste ei. Și-au crezut ei că merg pe acolo. Dar Domnul i-a lăsat până ce-au ajuns acolo. Și apoi când i-au gândit ei, n-au că și noi trecem, au venit apile peste ei. Măi, frate, este deosebire și astăzi între tine, copilul lui Dumnezeu, și între cei din lume. Că tu ești copilul lui Dumnezeu. Și pentru tine i-a murit Hristos. Pentru tine s-a dat sânge sfânt și pentru mine. Slăvit să fie Domnul. Și auziți așa. Îi trimite Domnul și îi spune așa. După ce vine diavolul și îl clatină iară din nou pe ăsta, că așa vine și diavolul la noi uneori, și auziți așa. Îi vine Domnul iară și vorbește. Am auzit rugăciunea pe care mi-ai făcut-o cu privire la împăratul Sanherib și la ceea ce i-a făcut. Iată cuvântul rostit. Și apoi vine lucrările și spune Dumnezeu pe felul cum. În noaptea aceasta a ieșit îngerul Domnului în tabăra asiriană și 185.000 de oameni au căzut. E mare Dumnezeu. O luptat ei careva, frații mei. Cine a luptat? Domnul, slăvit să fie Domnul! E mare Dumnezeu! De-aia tu când treci prin cercări, când treci prin ceva, orice lucru, fie că este problema de familie, fie că nu se te lege soțul și soția, de multe ori, fie că ești la început de cale, că poate ești la început de cale, și încă nu vezi lucrurile bine, nu știi cum va fi, nu știi ce va fi, și bine diavolul și seamănă sămânță, seamănă diavolul sămânță, nu te îngrijora de ceea ce se întâmplă, tu fă un singur lucru. Iubește! Tu fă un singur lucru! Vorbește frumos! Tu fă un singur lucru! Rabdă! Rabdă, fratele meu! Rabdă de multe ori! Și Domnul poate să lucreze, slăvit să fie Domnul! Aș vrea în această zi, cu fratele meu să spunea și să ne rugăm pentru cei ai noștri și pentru cei ce trec prin încercări. Și exact cum a spus aici, credința care o ai tu și eu, dacă nu este suficientă, roagă-L pe Dumnezeu că El dă credința. Căci credința este darul lui Dumnezeu. Aleluia. Și prin credință toate lucrurile sunt cu putință cui? Celui ce crede. Căci fără credință este cu neputință să fii lui plăcut lui Dumnezeu. Abi poți să faci tu fapte bune cum îi face. Poți să umbli tu și să predici cum îi predica. Poți să cânti și să voci și să ai tu cum îi avea tu vocea de frumoasă. Că dacă n-am credință și dacă n-ai credință, ești un zero. Și Domnul să ne binecuvânteze cu această credință. Să ne rugăm pentru cei bolnavi și Domnul să-i vindece. Amin.